IMM-urile din Sud Muntenia au solicitat fondul regio de peste un miliard de lei pentru crearea și extinderea capacităților de producție și extinderea serviciilor. La nivelul regiunii sud Sud-Muntenia, reprezentanții mediului privat au valorificat oportunitatea de a crește competitivitatea și productivitatea muncii prin programul operațional regional 2014-2020, în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte aferent taxei prioritare 2, îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, priorități de investiție 2.2, sprijinirea creierii și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor lansat în luna martie. În acest context, 558 de noi proiecte înregistrate în intervalul 4 mai 4 iunie, solicitând fonduri de peste 1800 milioane de lei, vor intra în etapa de verificare, evaluare și selecție.